Emoții mari pentru părinții unui bebeluș din Satu Mare. Copilul de doar 2 săptămâni a fost transportat cu elicopterul SMUR de la Cluj-Napoca. Micuțul a fost diagnosticat la naștere cu o malformație la inimă, afecțiune ce poate fi tratată doar la un centru de specialitate din Cluj. Copilul s-a născut la Spitalul Județean din Satu Mare. Încă de la naștere, medicii au observat că are probleme la inimă și împreună cu specialiștii din Cluj-Napoca au monitorizat în permanență starea de sănătate a micuțului. Este vorba de un copilaj 3 kg 300, născut la acest lucru, în aceste lucruri, nu este prin sutație sau așa, are o malformație congenitală la cord. S-a luat legătura în permanență de când s-a născut cu personalul, cu medicii de la clinica de pediatrie din Cluj și astfel decis transferul acestui copil la clinica de specialitate din Cluj-Napoca. Pentru că starea micuțului s-a agravat, medicii din Satu Mare au solicitat un elicopter SMUR pentru a fi transportat de urgență la Cluj-Napoca. Bebelușul se află acum sub stricta supraveghere a medicilor de la clinica de pediatrie din Cluj.